Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. George Burcea ar fi fost prezent pe platourile de filmare în fiecare zi de muncă a iubitei sale, lucru care n-ar fi fost pe placul conducerii, după ce emisiunea matinală Dimineața cu noi prezentată de Bursucu, Viviana Sposub și George Tănase anunțată în primăvară cu surle și trâmbițe, a ajuns, la nici jumătate de an de la debut, să fie trasă pe dreapta, n-ar fi provocat pagube pentru Viviana dacă partenerul său ar fi stat în banca lui, așa cum informează surse din interiorul trustului. De televiziune Turk Doğan. Bursucu a și primit un nou proiect secret în interiorul Canal D, la fel George Tănase, cu emisiunea Zigzag. Parcursul scurt de care a avut parte Viviana Sposub în Canal D ar fi fost cauzat și de iubitul ei. În acest moment, ea nu figurează în nicio emisiune din cadrul postului de televiziune turcesc. Șefii din Canal D nu s-ar fi arătat deloc mulțumiți de faptul că timp de aproximativ jumătate de an, atât cât au ținut Dimineața cu noi pe post, George Burcea ar fi fost o prezență constantă la locul de muncă al Vivianei. Fostul soț al Andrei Bălan ar fi încurcat buna funcționare a lucrurilor în fiecare dimineață, acest lucru punând umărul la o excludere definitivă a Vivianei Sposub din Canal D, ce a făcut el acolo. În iulie, când s-a câștigat mașina oferită de Radio Impuls, Viviana era stânjenită că George a însoțit-o chiar și acolo. Plus că el nu vorbea cu nimeni, nu știu la ce venise. Nu știu ce relație au ei, poate e gelos. Dar se vedea că ei nu-i convenea. Parcă era rușine să se bage în seamă cu producătorii, tocmai să nu-i bată obrazul că i-ar venise cu el. A spus o sursă de la Canal D. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.